Dragi prieteni, iată că a venit și timpul să spunem bun venit toamnă aici la Weekend de România. Sper că ați profitat din plin de vară, de roșii, de fructe, de salate, pentru că iată a venit vremea zilelor ceva mai răcoroase și deci timpul pentru rețete ceva mai consistente. Ca de fiecare dată, oferta de weekend de la Penny Market ne-a dat idei, așa că astăzi vă propun să încercăm împreună ceva cu varză roșie. Astăzi, o variantă de varză roșie în stil nemțesc. Să trecem la gătit! Voi începe prin a pune la topit 2 cubulețe de unt și puțin ulei. Am aici o ceapă tocată mărunt și pentru a o carameliza punem acum și o linguriță de zahăr brun. Am aici și bolul de varză roșie care este deja tocată. Am tocat-o mai devreme și am lăsat-o la înmuiat cu sare. Acum că ceapa este caramelizată, e timpul să adaug varza. Și amestecăm. Iar aici am 2 mere pe care le-am tăiat mai devreme cubulețe, le adaug și pe ele și amestec din nou. Acum adaug peste amestecul de varză niște supă de pui, fond. Completez cu o cantitate egală de vin roșu. Iar dacă mai este nevoie, putem adăuga și apă. Puțină sare și piper. Acum voi adăuga și puțin oțet de vin roșu. Puteți adăuga și oțet balsamic. Am aici și câteva merișoare. Și pentru că vorbim de arome de toamnă, voi presăra și puțină scorțișoară. Deasupra presar și câteva lingurițe de zahăr brun. Mai amestec puțin în oală, iar acum îi voi pune capacul și o voi lăsa să se pregătească mai departe. Și pentru că varza este aproape gata, am mutat-o de pe plită, am pus aici o tigaie pe care o voi folosi să urmenesc în ea niște vârști. Că doar ce merge mai bine cu varză în stil bavarez, dacă nu niște vârști ca la ei acasă. Îi găsiți evident tot la Penny Market, așa că voi pune puțin ulei în tigaie. Și e timpul să ne distrăm. Vârștii s-au rumenit, așa că voi verifica și varza. Arată deja foarte bine. Și voi muta vârștii peste varză. Varza roșie în stil bavarez este gata, așa că tot ce rămâne de făcut este să ne bucurăm de ce am gătit astăzi. Mâncarea este caldă. Haideți să vedem cum a ieșit. Nimic nu e mai frumos decât să gătim pentru oameni dragi. Iar eu sper că rețeta de astăzi v-a inspirat și pe voi să faceți același lucru. Până săptămâna viitoare, când ne revedem tot aici la masă pentru un nou răsfăț, eu vă doresc un weekend liniștit și o toamnă plină de savoare alături de Penny Market.